Este panică printre medici și pacienți. Două cadre medicale de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu au fost confirmate cu coronavirus. Este vorba despre un medic chirurg și unul orelist. Cele două cadre medicale au o stare generală bună și sunt izolate la domiciliu. Ancheta epidemiologică este în curs de desfășurare. Potrivit reprezentanților spitalului, medicul chirurg depistat cu SARS-CoV-2 a operat până în ziua în care a fost depistat ca fiind infectat cu virusul. Este alertă la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu după ce două cadre medicale au fost confirmate cu virusul SARS-CoV-2. Este vorba despre două cazuri de medici, de fapt, care au fost confirmați în urmă cu două zile cu noul coronavirus. Momentan, starea lor de sănătate este stabilă. Ambele cadre sunt acasă, sub observație, în izolare. Ancheta epidemiologică este în curs de desfășurare. În momentul de față, anchetele epidemiologice sunt în desfășurare. Însă, din primele discuții purtate la nivel de instituție, am înțeles că cei doi medici ar fi purtat echipament de protecție corespunzător. Până în acest moment, nu se știe dacă cei doi medici au luat virusul din spital sau din exterior.